Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă bucur că sunteți în fața unui televizor deschis, nu pe orice canal, ci pe TVR Info și nu la orice emisiune, ci la programul Europa Mea. O emisiune care, știți foarte bine, se ocupă de politicile europenești și impactul acestora asupra României. Nu am avut ce face și, de atâtea ediții bune, ne ocupăm de conflictul din Ucraina, fie direct, fie analizând consecințele sale. Acum ce să spun, este august și în general, tradițional și de zeci de ani, în august la Bruxelles nici iarba nu crește. În august este concediu generalizat la instituțiile europene. Așa că mi-am permis să fac ceea ce ar trebui să facem așa în concediu, stăm să reflectăm la viitor, la ce urmează la toamnă încolo. I-am spus aceste ediții Europa reformelor necesare și încerc împreună cu invitații mei, să vedem că ce tip de reforme sunt necesare Uniunii Europene și instituțiilor sale în perioada imediat următoare, în viitorul apropiat sau pe termen mediu. Domnul Andrei Țăranu, bună ziua, domnule profesor, și mă bucur că reveniți în platou. Totdeauna cu plăcere. Așa, de la Cluj, domnul Radu Comănescu, bine ați revenit în emisiune, domnule profesor. Vă revăd. Ce mai faceți? Vă pregătiți de festivaluri și alte evenimente? Asta faceți. Bun. Și de la Iași revine în emisiune domnul Alexandru Lăzescu. Bună ziua, domnul Lăzescu. Jurnalist, ziua, comentator, profesor de jurnalism și priceput în ale afacerilor europene, politici externe. Bună ziua, bine ați revenit. Eu zic că este cazul să începem frontal cu una dintre reformele cerute de președinția franceză, dar nu numai, și anume reforma în domeniul politicii externe. În clipa asta, deciziile de politică externă în celebrul FAC, scuzați expresia, adică Foreign Affairs Council, Consiliul de Afaceri Externe, se iau numai cu unanimitate. Unii zic că ar fi cazul, mai ales după diverse negocieri profunde cu Ungaria, după diverse bătăi de cap cu Bulgaria, apropo de Macedonia de Nord, unii spun că, uitându-se poziția Franței de acum 2 ani, dar trecem peste, unii spun că este o soluție de, cumva de păște de vrem, de istorie, că îngreunează funcționarea Uniunii și ar vrea să treacă la vot majoritar calificat. Așa cum ați observat, acest trend, să-i spunem așa, această tendință este deja de mai multă vreme. Întâi, la nivelul Consiliului Uniunii Europene, era nevoie de unanimitate pentru o mulțime de lucruri, inclusiv pentru buget. Tocmai asta spuneam. Dacă inițial era nevoie de unanimitate, încet, încet s-a trecut la majorități calificate și încet, încet formulele astea devin necesare. Pentru că ceea ce se vede este că până la urmă ai nevoie de o democratizare a Uniunii Europene. Nu doar o democratizare a Parlamentului și a structurilor, ci inclusiv a relațiilor dintre statele membre din Uniunea Europeană. Avem mai democratic decât unanimitatea, ce poate să fie? Unanimitatea poate să blocheze, având în vedere că multe dintre aceste state nu sunt neapărat niște, puneți între ghilimele, simpatizante ale întregii construcții europene. Vedem cazul Ungariei. Și vedem că țări mici, precum Lituania sau Letonia, au niște politici mult mai curajoase decât țări mari, care au fost considerate multă vreme ca fiind spărgătoarele de gheață ale acestei structuri. Cred că ar trebui să fie un moment în care, pe acest fond de criză belică, pe acest fond de război, în care statele să se și consulte mult mai serios unele cu altele și ăla să fie un moment, să-i spunem, de reschimbare, regândire a acestei structuri. Lucru pe care îl cer, așa cum ați și bine menționat, de la liderii politici până la foarte mulți cetățeni ai Uniunii Europene. Da, acum cred că vă referiți la conferința privind viitorul Europei, celebrul COFOE, între ale care recomandări nu prea a fost asta. Adică la ancora concluziilor conferinței privind viitorul Europei, președintele Macron a agățat și votul majoritar de la dânsul, chipurile cad în partea cetățenilor. Dar
Acum, România nu este unul dintre statele mari, are parcă doar 7 voturi. Adică este mai... Statele mici nu sunt foarte încântate de renunțarea la unanimitate, pentru că normal pierd din influență. Tocmai asta vă spuneam. Adică această negociere la nivelul statelor, între state, între reprezentanții statelor, pentru binele, haideți să-i spunem, a Europei, ar trebui să fie făcut. Și ar trebui să fie făcut mult mai repede. Adică majoritatea calificată, tot, pentru că vorbim tot timpul despre Europa lui Macron, despre Europa lui Merkel, despre cam atât, de fapt. Dar foarte puțin vorbim despre, eu știu, Europa lui Draghi până de curând, sau despre... S-a vorbit. Draghi e foarte influent. Dar despre Europa spaniolă sau portugheză sau românească sau bulgărească și așa mai departe. Această formulă care a avut fără discuții multe beneficii, adică de aglutinare a periferiei înspre centru, tinde în acest moment să se schimbe pe fond de criză, pe diferențele foarte mari dintre Est și Vest în raport cu Rusia, Ucraina și așa mai departe, și pe de altă parte pentru că există niște istorii economice care fac ca realitățile, mai ales după cele două crize majore care au avut loc și se iată se pregătește și a treia, să se regândească formula prin care Uniunea Europeană o să reziste. Domnule Comănescu, predați politici europene, sunteți care, v-a să zică, din interiorul bulei. Țările mici și chiar și cele mijlocii nu sunt foarte încântate de majoritate calificată. România știe ce e minoritate de blocaj, lucrează în paradigma asta, în celelalte consilii, unde se lucrează cu majoritate calificată și cu minorități de blocaj. România are în avantaj și în interesul național coeziunea Europei. Care este interesul României? Unanimitate sau vot majoritar în politica externă? Cred că România este în aceeași poziție în care a fost de la începuturile momentului aderării, ceea ce înseamnă o poziție dublă și care are nevoie de foarte mult discernământ și de o strategie pe termen lung. Pentru că noi suntem fie cei mai mici din grupul celor mari, depinzând foarte mult de, poate mai puțin de greutatea noastră demografică pe care o revedem stabilită la 19 milioane prin rezultatele ultimului recensământ, cât prin influența și greutatea politică. Sau ajungem cei mai mari dintre grupul celor mici. Și atunci suntem într-o poziție în care, depinzând de tipul de inițiativă, de înțelegerea noastră a ceea ce înseamnă construcția europeană și cât dorim să investim în acest proces, pe noi ne poate favoriza sau defavoriza trecerea la votul cu majoritatea calificată. Ca principiu, să spunem așa, pur obiectiv, ar fi un element care ar împinge Europa înainte. Iar da rapiditate, iar da suplețe, iar da responsabilitate și responsabilitate în același timp. Chestiunea este ce facem când deschidem această cutie a Pandorei, care înseamnă trecerea de la votul care, în unanimitate, cu drept de veto, la majoritate calificată. Care sunt instrumentele prin care un stat va putea să se opună luării unei decizii pe care o va considera contrară intereselor sale naționale? Construcția unei minorități de blocaj. Construcția unei minorități de blocaj, exact, ca și în celelalte consilii. Exact. Dar această minoritate va legitima sau nu va legitima, va dezavua o inițiativă luată de cei. Aici este jocul cum păstrăm imaginea de coeziune a Uniunii Europene, chiar dacă o serie de state se vor opune unei inițiative luate cu majoritate calificată. Corect. Domnule Lăzescu, sunteți de părere că trecerea la majoritate calificată în materie de politică externă, că despre asta vorbim acum, ar da mai multă suplețe, ar mai micșora și care ar fi totuși interesul României deocamdată, pe termen scurt? Sigur, sub impresia războiului din Ucraina, răspunsul ar tinde să fie afirmativ. Da, pentru ca să nu mai avem cazul Ungariei care a blocat... La el ne referim aproape permanent. Exact. Dar acum, eu n-am o imagine
așa de idilică privind ideea de interes european. Asta e o chestiune așa, mai mult bună pentru seminarii. Interesul european diferă foarte mult. Adică dacă gândim la un moment dat, ca să iau un caz ipotetic, o ruptură între Europa și Statele Unite care se poate întâmpla, de ce ar fi în interesul țărilor din Est? Sigur că ar fi în interesul Franței, care vede în Uniunea Europeană un levier pentru jocurile ei globale, nu de actor global, la care a mizat întotdeauna. Sigur, multă vreme, acum Germania e cam în corz, dar ea avea prioritate să-și rezolve problemele ei economice cu alții, dovadă că n-a dat doi bani pe interesele de securitate, inclusiv din perspectiva energiei față de alții. Adică ce vreau eu să spun este că, sigur, e frumos așa să împachetăm în vorbe interesul european. Interesul european e foarte diferit de la o țară la țară. Și, în general, eu nu am încredere în tipul ăsta de... Pentru că, de fapt, în realitate, ce se întâmplă? Că, iar să nu ne amăgim, deciziile vor fi luate tot într-un grup destul de restrâns, principali actori care, sigur, prin structurile de la Bruxelles vor dicta peste capul altora și nu cred că asta e neapărat un lucru foarte bun. Și în acest caz, dar și în altele. Adică, aș fi încă o dată spun, acum, sub impresia problemelor legate de războiul din Ucraina, care vom vedea cum vor evolua lucrurile aici, pentru că e de discutat și de analizat cum va exista, care va fi, să zicem, solidaritatea pe măsură ce se apropie iarna. V-aș da un titlu din Wall Street Journal, un articol scris de doi autori, dar unul este destul de cunoscut, îl cheamă Daniel Yergin și este expert în zona asta de securitate energetică. Și titlul spune, cred că totul. Iarna pentru europeni este ca primăvara pentru Putin. Pentru că, într-adevăr, Vladimir Putin are, în momentul ăsta, sigur că pe termen lung sancțiunile s-ar putea să încurce Rusia, există tot felul de analize în direcția asta, dar pe termen scurt, Putin are după mine un instrument, nu după mine, să zicem că eu nu contez ce cred eu, dar ce spun alții, inclusiv în această analiză, are un instrument foarte tare de influență. Și apropo, ca să termin această bucată de intervenție, am ajuns aici datorită celor, după părerea mea, politicilor monumentale, eronate ale Bruxellesului în privința energiei, în privința, nu mai spun de alte lucruri. Vă amintiți toată vorbăria despre proiectul Nabucco, despre nu știu ce strategie energetice, în care nu s-a ales nimic. S-a văzut fiecare în felul în care s-a mișcat și rezultatul este că acum Europa se găsește într-o poziție extrem de vulnerabilă, care nu se poate îndrepta ușor, pentru că a reface cărțile în zona asta de energie e un lucru complicat. Cineva făcea o analiză că ca să scăp de dependența de gazul rusesc ar trebui minimum 3, 4, chiar 5 ani. Acum mi se pare nedrept să dai vina pe Bruxelles pentru Nord Stream 2. Hai să fim serioși. Și sau chiar pentru Nord Stream 1. Dar și pentru Brua. Brua. Adică nu e... Avem același actor care se numește Ungaria și care știți foarte bine... Pe aici, pe acolo și Austria. Hai să fim serioși. Da, dar în special organizator Ungaria de nunți la nivel înalt Austria, să nu uităm. Ungaria au fost cea care a blocat Brua, care, iată, acum ar fi putut să fie o alternativă pentru... Dar nu cumva să ajungă în Austria conducta, știi? Exact. Și, mă rog, fiecare aici aș intra oarecum în coliziune cu Andelăzescu, tocmai din această perspectivă, haideți să-i spunem, sumbru conservatoare, că nu există un interes european. Cred că există un interes european care ar trebui și trebuie să fie supranațional și care se numește democrația și bunăstarea europeană. Pot să adaug încă unul? Vă rog. Piața unică. Și piața unică, piața bunăstarea, unică. Bunăstarea fiind nu uitați legată negocierile cu Marea Britanie când cu Brexit-ul. Nimic nu a spart unitatea celor 27, pentru că era vorba de piața unică. Când mă refeream la bunăstare, da, foloseam un termen eufemistic pentru piața unică. Corect. Da? Corect. Tocmai pentru că ce euro, această formulă este deseori cerută mai degrabă de mișcările populiste, o întoarcere a Uniunii Europene doar la piața comună europeană. Or, cred că aici, de fapt, ar trebui să trecem, să facem acest pas curajos,
Și e paradoxal, o discutăm în periferia Europei, la București și nu neapărat la Bruxelles. Dar aceste discuții există și la Paris și la Madrid și la Roma și peste tot. Dacă nu vom avea curajul și vom rămâne în această formulă nici așa, nici așa, cel mai probabil procesele de exituri se vor înmulți. Ungaria, deși cetățenii nu sunt întru totul de acord, s-ar putea să cocheteze cu o formulă de acest gen. Na, aș crede că e vorba de... Da, dar presiunile... Atâta vreme că oricum banii ăia nu vin. Adică... Da? Deci, sunt cam opriți, da. Da. Și aici cred că trebuie să ne gândim foarte serios la viitorul Europei ca fiecare cetățean al Europei. Nu? Avem acest recensământ care s-a terminat acum 4-5 zile în România și care a arătat că unul din 5 români a plecat în Europa Occidentală. Ceea ce înseamnă că pentru cetățenii români, ca și pentru cetățenii din Polonia sau din alte țări, Uniunea Europeană este un debușeu extraordinar și înseamnă un, haideți să-i spunem, un motiv absolut fundamental pentru a o păstra și a o susține în orice fel, dincolo de, haideți să-i spunem, micile tristeți provinciale de prin această zonă. E, acum aș mai adăuga un motiv pentru care Uniunea Europeană este musai să rămână. Dincolo de piața, dincolo de valori și de... mai este și pacea. Pentru că până la urmă nemții și francezii nu s-au mai omorât între ei da. Din 1945 încoace, după ce între 1870 și 45 au fost să trei războaie în care s-au omorât cu milioanele. Bun, deci și ăsta este un motiv și pe lângă ei și alții, nu numai nemții și francezii, așa și alții. Dar pentru că vorbeam de schimbări de politică și interesant cât de flexibil este, flexibile pot fi politicile europene. Vorbea Alexandru Lăzescu de energie. Ce se întâmplă acum? Avem marele Fit for 55, Green Deal, politica verde cu țar Franz Timmermans și o realitate, asta pe hârtie, normal, și nu numai pe hârtie, și finanțată, și bugetată, și cu rezoluții politice, și cu legi, și în realitate trebuie scăpat de gaz, trebuie lichidat nuclear, adică lucrurile se schimbă. Ce facem? Rămânem pe aceeași paradigmă? Revoluția energetică a început de mult. Noi suntem în plin proces, să fim serioși. Adică nu e alternativa pe termen lung, este că în mod sigur vom scăpa de cărbune, gaz și nuclear, înlocuind de ce? În ce măsură, într-o măsură destul de puternică pe energiile regenerabile. Uitați-vă ce e afară. Păi da, suntem în București, Cluj și Iași și temperaturile sunt uriașe. Dar și nimeni nu mai poate să... Nu, nuclearul, pentru că există aceste spaime de Cernobâl, Fukushima spaime. Și așa mai departe. Spaimele ecologiștilor din Germania. Sigur. Da, aveți dreptate. Dar să spunem că cel puțin de cărbune, gaz și tot ceea ce înseamnă fosil se va trece și relativ repede. Și asta pentru că e un proces pe care nu a început în Europa. A început mult mai devreme în Statele Unite și în diverse alte zone și încet, încet pentru Europa devine mai degrabă o șansă cu cât ne vom îndrepta spre energiile regenerabile. O șansă care generează foarte multe locuri de muncă, după de cum acord. Ați observat. Singurul necaz pentru care nuclearul rămâne, după părerea mea, absolut obligatoriu, este că poate să existe zile fără soare, adică cu ploaie, și fără vânt. Da, ceea mă rog, ce... cele două nu sunt... Sau și secetă. Sigur. Ferească Dumnezeu că trăim zilele astea. Deci nu... Dacă mi-ați permite să intervin, am o părere fundamental diferită aici. Și foarte bine. În primul rând, nu prea înțeleg care e rostul... Bun, când discutăm de regenerabile, dacă discutăm de, să zicem, de securizarea sau de scăparea de această dependență de Rusia... Vă anunț că dependența pe regenerabile față de China e mult mai mare. Toate materialele critice, inclusiv pentru baterii, nichiu, cobalt,
și alte materiale. Panouri solare. Sunt toate controlate de China într-o proporție covârșitoare, 70-80%. Mă îndoiesc că asta înseamnă o mare rezolvare a situației. Acum, problema cu schimbările climatice, asta sigur, eu aici nu vreau să iei o discuție mult mai complicată. Noi, în general, acum, sigur, se tot schimbări climatice se tând de când e Pământul. Acum 11.000 de ani, era corful era legat de continent. Deci ideea asta care se vehiculează acum că schimbările astea climatice sunt numai acum, în ultimii 200-300 de ani, asta sigur. Eu, dar nu vreau să intru în această discuție. Nu, hai nu să nu intrăm, că după aia auzim acuzații de negaționism și mai bine nu. E o discuție întreagă, dar spuneam, referitor la chestiunea asta, doi sunt, gazul e până la urmă energie curată. Sunt de acord că bunele pune probleme. Dar gazul în sine, ce probleme pune gazul? Că nu creează probleme. Acum, dacă vrem să trecem la mașini electrice, trebuie să avem surse viabile. Și tocmai asta a fost problema, că s-au aruncat pe piață poveștile astea cu regenerabile, cu green deal-uri, fără să faci o analiză privind existența unor surse de energie viabile. Nu mai spun de faptul că... Vreau să vă dau, să vă dau niște cifre, ca să nu vorbim așa în gol. Din 70 până în acest an de grație 2022, dependența în lume, vorbesc, de combustibili fosili a scăzut de la 86% la 80%. Sigur că în Europa stă ceva mai bine, dar China rămâne în continuare în jur de 70% pe centrale pe cărbune, chiar și America stă mult mai puțin pe regenerabile și așa mai departe. Adică ideea asta că dacă facem noi niște, ne dăm peste cap toată economia în Europa, pentru că vreau să vă anunț că subvențiile pentru energie, ele nu sunt viabile în realitate. Se bagă, de exemplu, anul trecut s-au băgat 69 de miliarde de euro ca să le subvenționeze, că altfel nu funcționează tot mecanismul. Iar dacă se merge pe net zero, pe ideea asta de net zero, ar trebui să ajungem la 1 trilion de euro pe an subvenții. Dacă vă imaginați că Europa va putea fi competitivă, ca Europa care are oricum mari probleme, că a rămas mult în urmă pe zona tehnologiilor digitale după marele agende 2020 și agenda Lisabona, eu vă spun de pe acum că cred că Europa are șanse să-și, mă rog, să-și distrugă practic tot potențialul, să zicem, în digital, ca în digital, că nu acolo e marele consum de energie electrică. Aici e vorba de... Nu, dar digital, nu. Competiție industrială. Competiție industrială până la urmă. Nu, sigur că nu acolo e energia, dar digitalul contează la nivel de competitivitate globală. Corect. În sensul ăsta am spus. Corect. Pentru corect. Că și acolo au fost niște, au fost foarte multe vorbe și foarte puține rezultate, în fapt. La fel ca și aici la energie, eu nu pot să fiu de acord că putem avea o strategie pe termen lung. E clar că nu... panourile solare și centralele eoliene sunt niște soluții care pot fi soluții punctuale, dar nu pot înlocui. Singurul, cum ai spus și tu mai devreme, singurul lucru viabil aici ar fi energia nucleară. Și doar asta e singura zonă. Până mă ajunge la fuziune sau la alte lucruri mai spectaculoase. Deocamdată nu avem rezultate în acest punct de vedere. Deci de asta pe mine... De altfel, să știi, mă uitam acum și cu asta închei. Că nu vreau să, mă rog, să plictisesc lumea. Dar vreau să spun că mă uitam acum chiar pe o analiză din Spiegel sau când s-a văzut cum arată lucrurile, au început să zică: stai, domnule, dar Europa rămâne foarte dependentă de China, că noi nu putem să ne asigurăm în cel mai optimist scenariu mai mult de 25% din sursa de metale rare, în general de metale din astea critice, de prin zone sigure, inclusiv din Europa. Adică toată discuția pe mine mă miră cât de mult, adică cum spun, a fost o discuție dusă așa cu steagul sus, fără ca cineva să facă niște socoteli și acum s-a văzut că plătim pentru aceste lucruri. Da, puțin defazat într-adevăr. Nimeni nu neagă, Doamne ferește, aportul care poate veni din zona regenă, eolian, solar, etc. Numai că sunt și hidro. Numai că sunt imprevizibile. Rămâi la mila naturii. Și nu ți asigură în grila de curent națională o certitudine. Spuneți, domnule Comănescu. Da, pentru că este o chestiune și de timing, pentru că noi nu avem aici, ar trebui probabil să nuanțăm mult această tranziție către regenerabil. Ceea ce a lipsit complet din perspectiva regenerabilului
a fost, unul, excluderea factorilor externi. Și prin factori externi nu mă refer neapărat la locația geografică a resurselor, cât la competiția politică și ambițiile geopolitice legate de controlul acestor resurse. Într-adevăr, la un moment dat eram, acum 10 ani, cel mai mare producător de panouri solare din lume era China și încă a rămas în poziția dominantă. Pământurile rare se află, majoritatea lor, în China, în acest moment, din punct de vedere al locațiilor descoperite. După ce s-a observat gradul de dependență de China, au început misiuni de descoperire în spațiul african și se tatonează terenul în Brazilia. Deci vor exista pe o vreme alternative. În schimb, ceea ce nu s-a prevăzut deloc este apetitul pentru putere al celor care deja se află în poziția de control acestor resurse. Adică micii dictatori locali de prin Africa. Exact, da, pentru că ei nu le mobilizează într-un sens rațional occidental, i-aș spune, pentru că occidentalii consideră că profitul este un element suficient de convingător pentru ca cineva să ducă politici raționale. Nu. Chestiunea s-a pus în termen de ambiție, de control geopolitic, de control al spațialității pe arii cât mai întinse și vedem foarte clar ce se întâmplă acum în relația China-Taiwan, unde conflictul este amânat permanent tocmai pentru că Taiwanul este producătorul în procent de 90% de microcipuri și superconductori care nu sunt produși altundeva în lume. Deci sunt zone de o superconcentrare de resurse și de ambiție și pe care Europa nu le-a prevăzut și e un model pe care nu l-a preluat. Și problema Uniunii Europene este că nu are ambiție. A trăi bine nu înseamnă doar să vrei să te erigezi într-un model pe care sper că ceilalți îl vor înțelege. Rusia nu vrea să-l înțeleagă, îl combate. China nu este interesată, are complet alte concepții cu privire la ceea ce înseamnă bunul trai pe care îl dorește proprii populații. Deci suntem într-o lume în care a poza în star al unui postmodernist nu mai merge. Este un element care nu mai funcționează. Trebuie să convingi și mai ales trebuie să știi să-ți protejezi ceea ce ai dobândit până acest moment. Europa nu a făcut acest lucru și acum plătește o notă de plată foarte sărată. Apropo de Europa și Africa. Foarte mică paranteză. O fabulă. Fapt, o întâmplare reală. Discuția era off the record, comisar pentru extindere și relații externe cu un anumit președinte al Comisiei. Și care ne spune, noi și pentru dezvoltare, deci era omul de legătură cu țările africane, țările sub lumea a treia, etc. Noi zicem, doamne, ce face Europa în Africa? Că nu face mai nimic, că, uite. Și omul a spus foarte calm. Ce știți ce interesant e să fii în poziția mea? Să stau să aștept în anticamera dictatorului local până iese chinezul care a lăsat valiza înăuntru și iese de acolo, după care eu să mă duc la și să trebuiască să încep să-i țin o prelegere despre drepturile omului. Da, mai ales când tu ai fost și colonizatorul și respectiv. Și dacă pic la o înțelegere și mă întorc la Bruxelles, ce-mi sar toți în cap că am bătut palma cu un dictator care și-a chilărit populația? Multă vreme a funcționat așa. Am văzut că von der Leyen a încercat la începutul pandemiei un forum UE Africa, de care nu s-a mai auzit nimic ulterior. Da, sunt perfect cu ceea ce a spus, de acord cu ceea ce a spus domnul Comănescu, absolut. Aici e o problemă, cum spuneam întrucâtva și eu, e o problemă de ambiție. Atâta vreme cât ai de a face cu o competiție între diverse modele politico-economice pe care Europa de obicei le-a creat. Adică de la modelul european al secolului al XVIII-lea, Revoluția franceză până la urmă, până la toate formulele capitalismului britanic din secolul al XIX-lea și bunăstarea, fără discuții, a țărilor nordice, astăzi cele mai multe membre ale Uniunii Europene, arată că totuși modelul european it's not obsolete, adică nu este chiar depășit. Asta înseamnă că ambiția de care vorbeam și eu și vorbea și domnul Comănescu trebuie să existe. Dar nu știu de ce, eu înțeleg prin ambiție, în ce spuneți, o mai mare integrare.
Au fără discuții, în ceea ce mă privește, fără discuție. Dacă vreți, în ultimă instanță, așa, mutatis mutandis, asta este marea ruptură. Sunteți un federalist, domnule. N-am negat nicio secundă acest lucru. Asta este marea ruptură între ceea ce am numit un progresism european și un conservatorism european. Și care se vede tot mai mult în dinamica Uniunii Europene. Din nefericire, nu în favoarea progresismului european, trebuie spus. Da? Adică aici trebuie să îmi recunosc, să-i spunem, idealismul mai degrabă. Da, ați spus-o. O mică observație apropo de pământul rare, materiale necesare bateriilor pentru autoturism, de exemplu. Celebrul litiu. Da. Există și în Europa. Există în Portugalia, care oameni din regiunea aceea din Portugalia au făcut un referendum și s-au opus foarte ferm ca oricine să vină cu un excavator și să le strice peisajul, pășunile și liniștea de acolo și să facă o mare groapă uriașă tip Motru. Sau, știți, cam așa arată o mină de... Cu alte cuvinte, da, e în regulă, ne trebuie litiu pentru a contribui la curățarea atmosferei, dar să poluăm cu minele de litiu pe undeva până Africa sau America de Sud. Nu din Europa. La noi, în Europa, trebuie să păstrăm, da, feng shui, vorba dumneavoastră. Direct legat, sau, de fapt, indirect legat de primul punct, unanimitate sau vot calificat, vă întreb acum celebrul domeniu justiția afacerii interne, pentru că adică statul de drept, valoare fundamentală europeană și fundamentală pentru Uniunea Europeană. Ce credeți că se va întâmpla? Încep de data asta, invers, încep cu domnul Lăzescu. Ce credeți că se va întâmpla cu binomul Ungaria-Polonia? Căci deja se văd diferențe între aici... cum sunt abordate cele două țări. În mod evident, adică războiul din Ucraina duce exact această falie între Varșovia și Budapesta. Pentru că Polonia are... Și aici una din erorile care s-au făcut a fost să le pui la pachet cele două. Adică Orban a jucat permanent, nu numai, nu-i vorba numai, că sigur putem critica anumite măsuri interne. Dar Orban a jucat permanent, nu de acum, și cu China, și cu Rusia, deci el permanent a văzut în aceste... să zicem, pârghii externe, aceste formule de susținere externă, un instrument prin care să poată contrabalansa presiunile din Europa de vest, de la Bruxelles și așa mai departe. Să nu uităm că și Ungaria, dar și Grecia la un moment dat, unde prin marea înțelepciune continentală, zic, s-a scăpat portul, un mare port. De fapt, sunt mai multe porturi controlate parțial sau total de chinezi. Da, dar nu sunt foarte fericiți cu chinezii cu birocrația grecească. Se pare că i-a făcut. Da, sigur, nu sunt, numai că problema... Bun, asta era așa o paranteză. Da, da. Ce vreau să spun este că Ungaria, de exemplu, a fost și Grecia atunci, s-au opus la o condamnare din partea Comisiei Europene. A fost o chestiune legată de traficul și de felul în care se raportează China la Marea Chinei de Sud. Și pentru că a fost o rezoluție a tribunalului, a curții de la Haga, și Uniunea Europeană n-a putut să dea să aibă o poziție critică față de reacția Chinei din cauza Ungariei și Greciei. Asta ca să vedem cum se poate juca. Polonia n-a fost niciodată în această situație. Adică Polonia a avut... aici pot exista, și aici eu am păreri destul de nuanțate, adică pot exista percepții diferite asupra valorilor. Valorile europene s-au tot extins în ultimul timp. După părerea mea, ar trebui lăsate într-o zonă fundamentală, dar încă o dată asta e altă discuție. Însă, după părerea mea, sigur, axa asta, Varșovia-Budapesta, s-a fisurat destul de solid. S-a fracturat. Cred că Polonia... E foarte greu acum. Polonia e o țară din prima linie care e și care are o contribuție importantă în sprijinirea Ucrainei. Deci, până la urmă,
în ansamblu, în securitatea Europei, pe ansamblu, că nu-i vorba numai de Polonia. Așa că probabil va fi destul de complicat să meargă cu aceleași presiuni de la Bruxelles. Dar vreau să fac o foarte scurtă observație, 30 de secunde. Problema cu resursele, dincolo de faptul că resursele din Africa sunt controlate de China și că, de exemplu, în America de Sud, Argentina are relații foarte bune și cu China și cu Rusia, ca să dau un exemplu pe acest moment. Marea problemă este că producția, nu-i vorba numai de extracția în sine, pentru că ele au mai fost, sunt și în Statele Unite, și în Canada, și în Australia. Deci ar mai fi metale rare, nu atât de multe ca în China sau în Rusia. Dar problema e că China le produce, ea face procesarea acestor, care într-adevăr, cum a spus domnul Giurgiu mai devreme, prin țările celelalte au fost împinse în afară pentru că, într-adevăr, aveau și probleme de mediu și din alt motiv. Ei, lucrul ăsta e foarte greu de depanat. Aici China controlează 80% din partea de producție, nu partea neapărat de resurse. Asta am vrut eu să fac această precizare, care e totuși importantă în economia discuției. Domnule Comănescu, apropo de, într-adevăr, fracturata axă Varșovia-Budapesta și de un grup Visegrad care a rămas undeva, cred, în istorie în momentul ăsta. Vreau să vă întreb. Un comisar european în luna mai, întâlnit pe scări, așa, între două lifturi, am întrebat-o direct, doamnă, soft on Poland, hard on Hungary. Și mi-a spus direct, yes. Adică dur cu Ungaria, mai cu milă cu Polonia. Care este părerea dumneavoastră? Simțiți vreo diferență de abordare a Bruxellesului față de cele două țări? Pentru că, na. Da. Da, pentru că, lăsând deoparte regăturile pe care le am cu cei de la Visegrad Insight, care sunt permanent în analiza politică publice. Da? Ceea ce s-a văzut foarte clar începând cu luna februarie a fost o fractură severă între Varșovia și Budapesta pe marginea și din cauza legăturilor cu Rusia pe care Budapesta le cultivă și Victor Orban le cultivă. Și din acest moment, poate mai mult decât înainte, s-au diferențiat poate prin îngroșări de nuanță, acele lucruri care fac din Polonia o țară totuși mai capabilă să asume responsabilități europene decât o face Ungaria în acest moment. Știm bine, noaptea trecută, Victor Orban era în Dallas alături de susținătorii lui Donald Trump, ținând un discurs cu valențe relativ egale cu cel ținut la Tușnad acum două săptămâni. Sau acum o săptămână, dar în orice caz, Ungaria a jucat de mai multe ori cărți care nu pot fi considerate realmente cărțile parteneriatului veritabil cu Europa, în timp ce Polonia încearcă tocmai prin această opoziție să atragă atenția asupra greutății pe care o are, responsabilităților pe care le poate asuma și mă refer în primul rând la viabilitatea Triunghiului Weimar, creat la începutul anilor 90, pe care Polonia îl dorește resuscitat într-o formulă care să aducă inputul polonez în gestiunea europeană. Este un lucru care știm bine a rămas multă vreme pe hârtie. Polonia este o țară de 40 de milioane de locuitori, ceea ce înseamnă o Spanie, echivalentul unei Spanii, în est, dar cu o economie mai eficientă și cu o economie mult mai bună. Momentul de criză din acest moment, într-adevăr, face să gliseze către est atenția, să valideze într-o mare măsură percepția pe care estul european o are asupra chestiunilor de securitate, dar ceea ce contează este să nu pierdem acest moment. Ceea ce înseamnă după contribuția noastră la pacificare, pe de-o parte, plus contribuția pe care țările din Est trebuie să aibă la procesul de integrare europeană. Mă refer la reziliență economică, mă refer la input de idei. Noi suntem absenți, spuneți-mi, un proiect de integrare europeană, un concept de integrare europeană care să fi venit undeva din această sferă scandinavă, centrul Europei, estul Europei, din păcate lipsește. Lipsește și sunt multe motive pentru care aceasta se întâmplă. Dar e o complet altă discuție.
Și atunci avem o Polonie care vrea să contribuie într-o formă poate severă, exigentă și pliată pe sine cu valorile pe care înțelege să le protejeze și din motive de profil istoric. Și avem o Ungarie care folosește o politică de giruetă pentru a maximiza beneficii care pot să vină de la Bruxelles, de la Moscova, de la Beijing, de la Washington. Pentru că Victor Orban, și este un lucru cunoscut de altfel în mediile publice din Ungaria, împărtășește opinia lui Vladimir Putin că Uniunea Europeană este doar o uniune de conjunctură, ea nu va are perspective pe termen lung, se va dizolva la un moment dat și atunci este bine să-ți pui ouăle în mai multe coșuri pentru a evita distrugerile care, sau mă rog, pagubele pe viitor. Cu acest concept sau cu această atitudine, practic, lucrează Victor Orban și ne confruntăm cu un om care este neîncrezător în Uniunea Europeană și în proiectul european până la punctul în care nu ezită să îl trădeze. Și am văzut foarte clar ultima deplasare a lui Sjortu la Moscova pentru încheierea unui nou contract de gaz, de livrare de gaz din Rusia. E bine, acum știu și un alt funcționar austriac care a fost la Moscova tot în timpul războiului. Dar mă rog, trecem. Da, asta e. Interesele sunt interese economice. Le înțelegem și nu sunt de acord cu ele. Ce să spun? Cum să spun altfel? Totuși, într-adevăr, Estul în clipa asta a căpătat de la începutul războiului încoace o greutate morală mult peste ce era înainte. Și morală slash politică. Și morală slash politică și domnul cu excepția Ungariei, mie mi se pare că flancul estic, formatul ăsta București nou, dar cu excepția Ungariei, se ține destul de bine și în destul de coeziv, destul de unit în ce spune și ce face. Acum, sigur, putem să punem în discuție Bulgaria, de exemplu, care nu este în cel mai favorabil moment politic după ce a patra oară se pregătește de alegeri anticipate în 2 ani. Da, fără discuții că Polonia are în acest moment un statut de eroină, pe bună dreptate, mai ales că a contribuit în 2014 decisiv la scoaterea Ucrainei de pe orbita Federației Ruse și introducerea ei într-o orbită occidentală, europeană-americană, după Maidan. Și, practic, Polonia este un fel de moașă a acestei Ucraine europene și a tot ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în continuare. Ceea ce arată că, cel puțin, partea de nord-est a Europei, ne referim aici și la Finlanda, fără discuții, și la țările baltice, capătă o greutate politică și morală. Să știți că aș adăuga și România în grupul și România, dar mă refeream la nord-est, că există, să spunem, această zonă de sud-est, care are cu totul altă relevanță. Nu înseamnă că nu este relevantă, dar care are altă relevanță. Este la Marea Neagră și nu la Marea Baltică. Da? E drept, dar știți că la Madrid Marea Neagră a intrat în setul de obiective strategice ale NATO. Dacă vă uitați că odată cu intrarea Suediei și a Finlandei în NATO, dacă despre Marea Neagră se vorbea că ar fi un lac rusesc, în cazul ăsta Marea Baltică a devenit, cu excepția Golfului Botnic, un lac NATO, în care nimeni nu cred că mai poate să îndrăznească să aibă ceva de spus în această mare. Deci, dezechilibrele există între nord-est și sud-est și trebuie spus că România încearcă să fie punte de echilibru dintre nord și sud și reușește pentru moment. În cazul întrebării dumneavoastră, Polonia nu numai că a devenit eroină în plan extern și militar și securitar și în ceea ce privește refugiații, dar a început să facă anumiți pași înspre rezolvarea conflictelor de natură juridică cu Uniunea Europeană. A început să mai cedeze pe aici. A început să mai cedeze pe aici, pe acolo și undeva la nivelul Curții Constituționale chiar important. Eu stau și mă gândesc că acel binom de nespart care era articolul 7, Polonia-Ungaria, că își dau veto unul la altul,
s-ar putea să asistăm la niște sigur. Și evoluții interesante. Nu se uita următorul lucru, că Victor Orban a fost primul iliberal. Da? Da. Beate Șidlo, fosta primă-ministră a Poloniei, s-a întâlnit și a luat lumină de la Victor Orban și de la Budapesta. Adică, fără discuție, a existat o unitate de gândire între cele două țări până la anunțarea lui Vasi Gateu, cum era Victor Orban, că a devenit democrat creștin din liberal. Deci cele două linii s-au completat până la un punct. Și acest punct a fost relația cu Federația Rusă. Și din momentul ăsta, cred că Victor Orban, din fericire, este singur pe scena europeană. Nimeni nu va mai îndrăzni. Vom vedea ce se va întâmpla în Italia. Dar nici acolo nu cred că Salvini sau fratelii d'Italia se vor duce și se vor închina la o linie de asta de, eu știu, Putin-o-Orbaniană. E greu de crezut că greu se va întâmpla crezut, așa ceva. Greu de crezut, deși lucrurile sunt destul de complicate în relațiile italienilor cu rușii. S-a constatat o creștere subită a exporturilor de mărfuri italienești către Turcia și a exporturilor de mărfuri turcești către Rusia. Sigur. Ca să spun așa. În condițiile în care s-au deschis în Rusia niște shop-uri, niște magazine de alea unde cum era pe vremuri, cum turistul, exact. Da? Unde pantofii italienești au o valoare extraordinară. Și gențile și așa mai departe. Da. Da, cam aici e destul de complicată situațiunea. Aș rămâne acum pe flancul acesta sud-estic, unde avem și noi interesele noastre și până acum vă spun sincer, nu mi se pare că România, diplomatic vorbind, s-a mișcat prea rău și în marja NATO și în marja europeană. Poate surprinzătoare prezența domnului Iohannis cu acel trio european, domnilor, domnul Comănescu? La Kiev, vă refer. La Kiev. Da, la Kiev. Da. A fost o mișcare interesantă pentru România. Și neașteptată, vă spun sincer, pentru mine neașteptată. Da, personal mi-aș fi dorit-o mai devreme. Vă mărturisesc că probabil ar fi trimis un mesaj mult mai puternic dacă undeva în martie, în aprilie, Klaus Iohannis se angaja în această călătorie și atunci ajungea la... Atunci au putut acești ceilalți colegii. Atunci s-a putut, na. Exact, exact. Să ne aducem aminte de președintele Andrei Duda al Poloniei, care s-a deplasat fără nicio problemă. În schimb, primul ministru al nostru a ajuns mai repede, a fost un mesaj suficient de bun. Întrebarea este dacă strategia era calculată dinainte sau nu. Dacă era prevăzută probabil asocierea, prevăzută de mult, însemnând din februarie-martie, probabil Cotroceniul se gândea să sublinieze atașamentul față de Europa carolingiană, franco-germană, și atunci să fim într-un soi de solidaritate și cu nucleul european, dar și să transmitem un mesaj de forță NATO, pe linia NATO. În orice caz, a fost o opțiune interesantă și discuția în mediile occidentale, mass media occidentale, era dacă alegerea lui Klaus Iohannis nu cumva era planul B, pentru că ar fi fost mult mai puternic o vizită împreună cu președintele Andrei Duda. Sau cu amândoi, nu cred acest lucru, Andrei Duda pusese deja acolo, nu mai avea rost să meargă a doua oară. Deci este o chestiune, mă rog, de discuție așa. În același timp, să ai alături de tine tu, Franța și tu, Germania, care, știm bine, sunt două țări poziționate într-o zonă destul de confuză și cu calcule care s-ar putea să nu placă tuturor în Europa în ceea ce privește relația cu Rusia, să ai pe cineva din estul Europei care a fost din primele momente alături de Ucraina și este un pilon NATO în regiune, i-a credibilizat și pe ei în aceeași măsură în care i-a dat și lui Klaus Iohannis, cu toate că presa occidentală a atins să-l scoată din peisaj, o anumită statură. Vom vedea dacă această statură servește unor ambiții care vor servi la rândul România mai târziu sau nu. Da, aici este interesant să vedem cu ce se va lăsa acea combinație simbolică și foarte interesantă. Și atunci, președintele României îți dea oarecare credibilitate Franței Generale. Interesant. Domnule Lăzescu, dumneavoastră n-ați fost surprins de formatul acela de vizită? Că vă spun sincer, eu am fost.
Da, sigur, a fost exact, probabil aveau nevoie și de cineva din IAS să se ducă acolo. Acum, noi discutăm aici de anumite lucruri care țin de Europa. Eu cred că avem o mare necunoscută, felul în care vor evolua lucrurile în Ucraina. Pentru că de aici se leagă în tot peisajul. Noi, în general, și aici poate au dreptate cei din afară care spun că prea vedem totul prin prisma Europei și cam ignorăm ce se întâmplă în afară. Ori ce se întâmplă în afară, după părerea mea, adică în afară, în afara spațiului extra, în spațiul extra-occidental. Și aici cred că ce se va, felul în care se va ajunge într-o formă sau în alta, spre ce ne ducem, spre ce ne îndreptăm în Ucraina, va avea o mare influență, pentru că acum suntem într-un moment din acela disruptiv în care multe lucruri sunt puse sub semnul întrebări. Și aici sunt, pe de o parte, chestiuni care țin strict de Europa, de exemplu, relația cu Marea Britanie, care a fost gestionată prost, după părerea mea, s-a apăsat cam aiurea pe niște lucruri, dar în același timp, menținerea, mă rog, unei relații apropiate cu Statele Unite, era Occidentul, pe ansamblu, are o mare provocare. Cum va gestiona această relație cu Africa, cu America de Sud, cu o parte din Asia? Aici lucrurile sunt foarte complicate. China domină economic, în plan geoeconomic. Iată, o țară ca Mexicul, care e lângă Statele Unite, a refuzat foarte clar să se alăture acestor sancțiuni. Nu numai că nu se alătură, dar chiar are mesaje cumva foarte prietenoase față de Kremlin. Deci, cred că, nu știu în ce măsură, și problema, după mine, a Occidentului în ansamblu și a Europei în particular, în ce măsură niște instituții destul de obosite, ca să fim sinceri, adică Niall Ferguson vorbea de acest tip de probleme de degradare instituțională, care sunt inevitabile în orice societate, în ce măsură lucrurile astea vor putea să cumva să fie revitalizate, adică să avem o abordare mult mai clară, mai unitară, într-o zonă occidentală care e tot mai mult supusă sub presiunile din afară. Pentru că să vedem în ce măsură dolarul va putea să rămână în continuare. Sunt atacuri, este unul din lucrurile care le discutăm destul de puțin. Sunt atacuri concentrate la dolar, să nu uităm. Pentru că poate, cel puțin la fel de important ca chestiunea militară, este pentru Statele Unite, dar și pentru Occident în ansamblu, menținerea dolarului ca monedă de referință, inclusiv în ceea ce este sancțiunile și raportarea la ce se întâmplă în lume în general. Și aici, deci ce vreau să spun este că cred că ar trebui să ne uităm mai mult și la ce se întâmplă în afară, pentru că aceste evoluții, care, ca să fim foarte sinceri, nu ne sunt favorabile, vor influența foarte mult lucrurile și din această perspectivă, eu nu știu în ce măsură în Europa, unde există presiunile astea economice, problemele energetice, este, mă rog, conștientizat faptul că ceea ce se întâmplă în Ucraina și felul în care se vor, cât de cât, la ce se va ajunge în Ucraina, va avea o importanță mult mai mare decât, deci nu numai în Europa, ci pe ansamblu planetei. Ca să zic așa. Da, este de văzut și evoluțiile practic din teren, de pe câmpul de bătălie, din păcate, vor decide. Ales militare acolo contează mult, în ce măsură va rămâne un sprijin consistent în plan militar. Sancțiunile poate pe termen lung vor avea un impact, pe termen scurt mai greu, dar dacă Ucraina și va putea să-și mențină, măcar să mențină controlul pe partea de sud, e greu de văzut ce se va întâmpla cu republicile de acolo. Sigur, e un alt subiect complicat, da. Dar aici poate ar fi, pentru că dacă rușii reușesc să controleze sudul Ucrainei, viabilitatea Ucrainei ca stat devine discutabilă. Pe ultimele două minute, domnule Țăranu, da? Dumneavoastră sunteți spre aprofundarea integrării, spre o integrare, trecem dincolo de Uniunea Europeană a statelor europene. Asta ar fi. Unde mai vedeți o aprofundare? Am înțeles deciziile politice externe, dar sănătate? Uniunea sănătății, energie? Sunt câteva. Trebuie spus următorul lucru. Am avut o experiență și încă o avem.
foarte bună în ceea ce privește educația. Programele Erasmus, și cel mai de succes program european, trebuie să recunoaștem. Da, care au făcut ca o mulțime dintre tinerii și poate nu totdeauna tinerii Europei să se simtă aproape și să se simtă europeni. În timpul pandemiei, sistemele de vaccinare comună și anumite formule de susținere din partea Uniunii Europene au dat poate rezultate. De asta cred că sănătatea, de exemplu, dacă ar lua un model după modelul educației, ar putea să capete o pondere foarte importantă. Pe unde a avut model? A avut când s-au luat vaccinurile. Pe asta, la asta mă refer, vaccinuri. La vaccinuri. Adică din momentul ăla, puneți între ghilimele, evident, ar fi un început, cum erau înainte Socrates, după aia Tempus și după aia Erasmus, să spunem, asta ar fi fost primul model de structurare europeană. În momentul în care vom reuși, iată, România are un deficit de cadre medicale uriaș, care însă a fost în plină pandemie suplinit cu medici din Italia, în timp ce români s-au dus în Italia și i-au suplinit pe medicii care... Înțeleg ce spuneți. Da, este un model de urmat. În felul ăsta ar trebui să ne integrăm, iată, vă dau doar acest exemplu și sunt probabil multe altele. Da, mai putem adăuga urgențele de tip incendii de păduri, urgențele civile și așa mai departe. Da, și sunt destule. Doamnelor și domnilor, nu am terminat. Nu am terminat de dezbătut despre Europa reformelor necesare, așa că săptămâna viitoare vă promit o ediție tot pe aceeași temă, cu alți invitații, așa, pentru că îi lăsăm pe oameni să se mai ducă și în concediu, facem cu schimbul. Mulțumesc, Ani Lăzescu, mulțumesc, domnule Comănescu, mulțumesc, domnule Țăranu. Mare plăcere. Doamnelor și domnilor, un rest de weekend excelent, vă urez.